Simona? Numărus? Începem. De fapt, noi am început mai multe cărți. Nu, începem cu completăm la niciun Mesia blând. Da, e completare, că nu le mai citim așa pe rând, că e mult timp. Terminăm un Mesia blând, niciun Mesia blând, pardon, și eu în paralel mai citesc niște cărți care le adaug la niciun Mesia blând, da? Și aici avem introducerea dintr-o carte care se numește Epoca Întunecării, e la editura Humanitas. Epoca Întunecării, cum a distrus creștinismul lumea clasică, de Catherine Nixey. Da? Și am subliniat câteva pasaje și aș vrea să le discutăm. Catherine Nixey, autoarea, este fiică de călugări și de călugăriță. Nu știu cum s-a... Poate că după... Whatever, nu știu. Și am... Probabil că a avut în familie o viață din asta constrângătoare și a simțit Da. nevoia să se elibereze. Și a fost și la școala catolică, dar spune ea în carte că spre când a devenit adultă, nici părinții ei pare că se nu mai erau așa de, cum să zic, atașați de religia creștină. Deci practicau, dar nu au insistat ca ea să continue să practice ritualul. Și ea a avut o dorință și anume să vadă, să înțeleagă lumea antică. Da? Pentru că creștinismul spune că că a protejat lumea antică, dar de fapt, înainte să protejeze lumea antică, a distrus-o. Ea spune în cartea ei că 99% din comorile lumii antice, aici incluzând dincolo de temple, statui, opere de artă și cărțile și manuscrisele care au fost create la momentul respectiv, au fost distruse 99%. Ce s-a păstrat, ce a ajuns până în ziua de astăzi, a fost oarecum protejat de anumiți călugări într-un fel secret. Da. Și o să citesc anumite pasaje în partea de introducere. În vremea lui Damascius era unul dintre marii filozofi ai timpului. Evenimentul se petrece pe la 500, anul 500 era noastră, iar din scrierile lui Damascius nu se mai păstrează nimic. Da. În vremea lui Damascius, casele erau controlate cu minuțiozitate în căutare de cărți și obiecte care erau considerate inacceptabile. Când se găseau astfel de lucruri, erau adunate și arse în focuri triumfale prin piețele orașelor. Dezbaterile publice cu privire la chestiuni religioase au fost stigmatizate ca îndrăzneală demnă de osândă și interzise prin lege. Oricine ar fi adus jertfe vechilor zei, glăsuia legea putea fi executat. Deci îți dai Da. seama, aceeași stare pe care o avem noi acum, nu? De prigoană, așa o avea și atunci. Da. Păi a fost ei au instituit prigoana Da. la nivel de stat. Creștinii. De-a lungul și de-a latul Imperiului, templele străvechi și splendide au fost atacate, acoperișurile lor smulse, comorile topite, iar statuile din interior sfărâmate. Ca să se asigure că legile sunt respectate, autoritățile au început să folosească spioni și informatori care raportau ce se petrece pe străzi, prin piețile orașelor, dar și dincolo de ușile încuiate ale caselor. După cum afirmă un influent orator creștin, comunitatea sa trebuia să-i vâneze pe păcătoși, să-i târască afară din case și să-i aducă pe calea mântuirii. La fel de neîndurător ca vânătorul ce își urmărește prada până când o prinde mreje. Dacă am fi citit asta despre comunism, m-am fi zis că e același lucru, nu?
Da. Deci creștinismul s-a impus cu cruzime, prin distrugerea, ok, distrugerea templelor, dar și prin uciderea oamenilor. Ca acum. Dacă spui adevărul, nu poți să-l spui. Te prigonești. Consecințele devierii de la norme puteau fi foarte dure și filozofia devenise o activitate primejdioasă. Deci, devierea de la norme, nu? Acum 2-3 ani ce s-a întâmplat? S-au dat niște norme și cei care au deviat de la norme nu mai aveau voie să intre la restaurant, în magazin, nu și mai primeau pensia, nu mai aveau voie, nu puteau să ducă în poștă să-și ia pensia. Știu de... Exact. Și Da. totul vine de la Salvator. Atâta timp cât ei se supun lui Salvator, se supun stăpânilor. Aia este toată povestea. Nu se poate rezolva. Să știi că omenirea nu poate să iasă din chestia asta. Trebuie să renunțe la Salvator, dar nu poate să înțeleagă. Pentru că Salvator le-a oferit bunăstare. Ar însemna să renunțe la nivelul pe care l-au și nu se poate. Deci ei riscă să fie trimiși la război, să moară aiurea, dar nu dau drumul din mână la averea lor, la bunăstarea lor, la comoditățile lor. Și deci nu există salvare. Pentru că salvatorul ce este? Este averea lor. Salvatorul este cel care a dat posibilitatea ca ei să se îmbogățească. Deci n-au cum să renunțe la salvator. Ei sunt atașați de el emoțional. Pentru că salvatorul este casa lor frumoasă, banii pe care îi au. Deci asta este salvatorul și vor reacționa. Se vor împotrivi, vor lupta, te vor urâ, te vor prigoni. Reacționează imediat. Și cum mai este că omul care reacționează este de fapt posedat. Ce nu este iubire, nu este Dumnezeu. Este diavol. Deci reacția, riposta, este a diavolului. Întotdeauna diavolul se luptă și se apără. Sufletul este de acord cu toate părerile și te lasă greșit, așa cum ești însuși creatorul Universului, te lasă greșit. El nu te schimbă, nu vrea să te schimbe, te lasă așa cum ești. În momentul și chiar dacă noi absolutizăm virtuți, vine și ne corectează prin invers. Și până la urmă ne duce în echilibru. Deci tot la mâna lui ajungem, întotdeauna. Nu avem scăpare. Nu este nicio problemă dacă omul reacționează și ripostează. Va fi scăzut. Va fi umilit, jignit, călcat în picioare. Da? Pentru că cine este omul lui Dumnezeu? Ăla care este umil, care este simplu, care este modest, care nu vrea să te schimbe, care te lasă defect, așa cum ești. Cel care vrea să te schimbe și să te corecteze, acela este numai diavolul. Diavolul nu este de acord niciodată cu ce spui. Dacă vii cu o altă părere, nu este de acord cu ea. Diavolul se împotrivește tot timpul și te critică, și cere socoteală, da? Și se crede superior, crede că are dreptate. Ripostează. Sufletul nu ripostează. E tăcut, e un prost. Nu ripostează niciodată. Da. Asta de ce mai zice acolo. Iar fratele lui Damascius a fost arestat și torturat pentru a dezvălui numele altor filozofi. Dar așa cum își amintește Damascius cu mândrie, acesta a primit în tăcere și cu multă stăpânire de sine nenumăratele lovituri de baston pe spate. O clipă, că pierd ideea. Deci nu contează ce spune cineva, ce argumente spune cineva. Star, comportamentul lui contează. Deci te uiți numai la comportament. Dacă comportamentul e de ripostă, e o ființă întunecată acolo, e Satan. Satan ce înseamnă? În traducere înseamnă judecător. Deci cel care judecă, critică, nu e de acord, ripostează, reacționează, da? Se mânie, se înfurie, critică, acuză, învinuiește, condamnă. Deci toate lucrurile astea care sunt combinate, acolo e și ironie, este de toate. Deci cel care are un comportament din ăsta agresiv, deci te uiți la comportament, nu contează ce spune omul, care sunt argumentele lui, nu te interesează. Că nu, alea sunt doar un motiv ca să întrețină starea diavolească. Hrănește diavolul.
Diavolul se înfurie și folosește orice fel de motive, nu contează ce motive, ca să obțină energie. Că se înfurie ca să te înfurie pe tine și după ce a zis să-ți ia energie. Deci te uiți la om, la starea, la comportamentul lui, la purtarea lui. Dacă purtarea este agresivă, este o ființă întunecată. Ai în fața ta o ființă întunecată și nu ai voie să-i răspunzi. Nu-i răspunzi niciodată, nu reacționezi. Îi te prinde. Sufletul nu reacționează deloc, te lasă, el cedează imediat, îți dă victoria, nu ai nevoie. Asta e puterea iubirii, asta înseamnă dragoste. Deci nu știm ce înseamnă Dumnezeu, nu știm ce înseamnă iubire. Iubirea nu se împotrivește. Cedează întotdeauna, dă dreptate întotdeauna celuilalt, de acord cu toate părerile, nu luptă pentru adevărul lui. Adevărul nu luptă niciodată, că nu are nevoie să lupte. Dacă luptă, nu e adevăr. Deci dacă cineva aduce argumente, dar în spate e un comportament de luptă și de apărare, nu e adevărat ce spune. Din start, nu e nevoie să zici nimic, lași așa. Deci starea aceea de reactivitate este a diavolului. Diavolul este judecător. Satana este judecător. Deci te uiți la comportament și lași pe oameni în pace. Când ai ce să faci? Că nu-i poți să schimbi. Îi schimbă Dumnezeu. Le dă pe potriva agresivității, îi dă necazul în viață. Nu ai nevoie să intervii tu niciodată. Deci ce nu e iubire este diavolul, este satana. Adică comportamentul care nu este îngăduitor, care nu dă dreptate la toată lumea, dacă nu acceptă toate părerile, că atâta face sufletul, doar alătură părerile diferite. Nu zice asta este cea mai bună, doar le alătură. Da. Da? Cred că oamenii sunt atașați, mai ales nu numai de obiecte fizice, dar și de credințe, de credințe, de programe, Da, de. așa cum am discutat noi, atașamentul de programe, reguli, idealuri, virtuți, te face să ucizi. Atașamentul duce la agresivitate. Adică nu mai este, atașamentul nu este iubire. Atașamentul este a pune pe primul plan o regulă, un principiu, un ideal și când le pui pe primul plan, omul poate să fie ucis. Deci, într-un comportament de genul ăsta, ce înseamnă? Când cineva atacă pe celălalt, nu contează argumentele. Când îl atacă, el poate să ucidă. Deci atacul ce înseamnă? Faptul că nu iubesc. Deci acolo nu este iubire, nu contează argumentele. Ce spune acolo, ce argumentează, nu contează. Faptul că are agresivitate și atacă cu mânie și cu furie și cu ură, acolo este de fapt diabolizare, Satan. Satan înseamnă judecător. Deci întotdeauna diavolul atacă cu violență. Nu te uiți decât la comportament, nu te interesează argumentele unui om. Da? Și când are un comportament din acesta, nu se poate discuta cu el. Deloc. Deci nu poți decât să-l lași așa cum este, care are grijă Dumnezeu de el. Deci când nu ești iubire, ești capabil să ucizi. Dacă în comportamentul tău nu este îngăduință, înțelegere, dacă nu dai dreptate tuturor părerilor, să dai, ue, că în fața ta ce? Cine este? E Dumnezeu care te contrează. Printr-un om, printr-un necredincios. Vine un necredincios, vine Dumnezeu necredincios. Soarele de iubire, ăla mare din lumea de dincolo, vine printr-un necredincios, că dacă își dă masca jos, el la fugă. Și ce faci tu cu el? Lupți cu soarele de iubire, care vine sub forma unui necredincios, pentru că ai absolutizat reguli. Și îl obligi pe omul acela să vină să-ți distrugă regulile. Dar se întâmplă tot timpul în viața noastră, de toate felurile. Orice absolutizăm și punem pe primul plan, va fi distrus prin oameni. Și noi zicem că omul acela e de vină, că n-ai nicio treabă omul. Ceva din tine, absolutizările tale au generat poziționarea, polarizarea noastră, a generat lovitura din față. Și Dumnezeu în persoană vine printr-un om în fața ta și îți distruge polarizarea. Noi nu vedem că Dumnezeu e în toate pozițiile. Nu știm că în fața ta este numai Dumnezeu tot timpul. El e în toate pozițiile, ia toate rolurile. Nu sunt oameni. Nu credem asta. Credem că avem un om și luăm lucrurile personal și ne bătem cu omul. Păi te bați cu Dumnezeu, întotdeauna noi suntem supărați pe Dumnezeu și luptăm numai cu Dumnezeu. În fața ta, dacă e un bețiv și un trădător și un mincinos, este Dumnezeu care ia rolul respectiv, un necredincios, este Dumnezeu și nu te poți lupta. Dacă te lupți, apăr un adevăr. Întotdeauna, adevărul nu are nevoie să se susțină, nu are nevoie să lupte.
Adevărul acceptă tot așa cum este. Când lupți teoria, regula, principiile pe care le aperi, scriptura pe care o aperi, nu e adevărat. Din cauza asta, noi dacă ne uităm în istoria creștinismului, vedem miliarde de oameni omorâți. Păi era de acolo când ziceai tu de nu știu ce populație care era Catari. cum? De Catari. Catarii din Franța. Catarii, catarii, 30 de Catarii. milioane au omorât. Mai rămăseseră 8. I-a alergat și pe ea, ce cruzime. I-a alergat pe ea 8, a mai găsit o familie, pe femeie, parcă nu, a omorât-o și Da, pe o să bărbat l-a fript în tot tigaie, cu ulei încins. Te dai da. seama la ce nivel s-a ajuns de ură. Nu mai vorbesc, ca să vezi ură. Toată epoca măreață a antichității au distrus-o. S-au dus și au distrus toate templele acelea, biblioteca din Alexandrie, toată cultura au distrus-o. Au distrus-o atunci și o distrug și acum. În 1989, ce a fost în București atacat prima dată? Biblioteca. Biblioteca. Nu sunt aceiași. Dar de Mii de ce ani nu? sunt aceiași. Uite, peste tot, dacă ne gândim la 1933 în Germania, când au venit ăsta cu H la putere, au ars, stai ce au ars, au ars Bundestagul și au ars și nu știu ce biblioteci. Când au scos cărți la... Deci oriunde, parcă e un... Se repetă același lucru, se arde... Biblioteca. De trecutul. Și spun o chestie, întotdeauna eu am fost la putere. Da. Creștinii, babilonenii, toți ăștia au fost de aceeași natură. Au fost aceiași. Babilonenii sunt acum, se numesc creștini, dar sunt aceiași. Da? Deci, Da. creștinule, nu fi trist, babiloneanul merge mai departe în partidul cutare. Deci sunt aceiași. Că ce s-a întâmplat? Cine au fost? Au fost omorâți preoții Vechiului Testament și cine a luat locul? Preoții din Babilon. Da. Cine sunt preoții creștini? Că unde, ale cui sunt ritualurile acestea satanice? Nu? Să bei sângele lui Isus. Nu e ritual. Deci ce înseamnă? Deci să bei un sânge, când zici chestia asta, este o pervertire a nu știu, a bunului simț, a bunii măsuri, a omului. Pui să bei. Este ca o vrăjitorie. E ca atunci când bagă ace într-o păpușă și spun niște chestii. Păpușii. Că îi dau un nume. Deci exact aceeași chestii. Practici din acestea satanice și noi zicem că dacă suntem ei se bazează pe o chestie. Omul nu cercetează. Omul zice că e credincios, dar imită pe celălalt. S-a luat după unul sau altul. Dar el nu știe nimic despre ce e vorba, nu știe istoria creștinismului, că nu a citit-o nimeni. Și nu este fair play în condițiile în care pui oamenii să urmeze un ritual și ai acolo niște chestii pe care le tot repeți, pune, domnule, și părerile opuse. Că oricum există legea aceasta în audiovizual, să nu lași o părere unică, să lași și pe celălalt să spună părerea. Păi de ce nu i-ai lăsat și pe ceilalți să spună? Că sunt sute și mii de cărți. În cartea lui Paul Covici sunt mii de cărți în 100 de pagini de surse, surse citite, istorici. Câți au cercetat în lumea aceasta? Și uite-te ce descoperi. O singură carte să citești și ești uimit ce e acolo. Și Da. dacă stai să o analizezi, nu vine să crezi. Și numai la introducere, nici nu trebuie să o citești. Câtă ură, câtă furie, câtă mânie. Adică să-l alegi pe ăla așa, mai din Qatar. Ai omorât tu 30 de milioane de oameni. Păi cei de acolo, ăsta e genocid. Și câte nu sunt genocid din ăsta? Tot războaiele de acolo au fost de tip genocid. Da. Și întrebarea este, cine te-a divizat? De ce nu ne comportăm? Ce e întrebare de bun simț. De ce nu ne comportăm ca organele noastre, ca celulele noastre? Așa cum se comportă elementele naturii. Toate cooperează, toate se oferă. Nu se bate niciuna. Soarele nu se bate cu aerul. Inima nu se bate cu rinichii sau cu ficatul. Nu se bate nimeni. Celulele nu se bat între ele. Ce înseamnă o celulă egoistă? Înseamnă o celulă canceroasă. A murit. Deci noi murim în momentul în care noi avem o gândire din aceasta egoistă și poziționată, polarizată, trebuie să înțelege că Dumnezeu distruge polarizarea.
Deci ei ne îndeamnă spre polarizare ca să murim. Deci prin religii oamenii sunt polarizați, sunt duși acolo la războaie, sunt puși să alerge după teme care nu sunt în natura lor, pentru că sufletul nu vrea mai mult, bine pentru sine, vin ăștia și deci cine a câștigat din scripturi? Deci ego-ul a crescut, ego-ul omului, materia a devenit importantă și după ce au venit să ne ia taxe și impozite, după care ne-au dus la război, ne omoară. Deci după ce îți ia taxe și impozite, te duce la război și te omoară. Mai face și o selecție. Pe ăștia care nu mi-ai adus suficiente taxe, te duc la luptă. Că nu ești, n-ai fost eficient. Vezi ce eficientă este acum cu inteligența artificială, cum te măsoară ăștia la milimetru. Să vedem cum scăpăm. Da, n-ai cum. Majoritatea, că toată lumea zice că e în epocă de transformare, nu știu cum zic, nu? De elevare. Aiurea, majoritatea întotdeauna a fost destinată pe IRI. Și acum este la fel. Individual, cine poate să înțeleagă niște lucruri. Și vorba de conceptualizare, adică să poți să evadezi din lagurul acesta conceptual în care ne-au băgat cu toții. Dacă putem să, ca să evadezi, trebuie să iei toate conceptele uzuale și să le dea peste cap. Ca fel nu se evadează din... Bine că știm cum. Și noi le exersăm aici și încercăm să scăpăm și noi. Uite, aici spune, a fost arestat și torturat pentru a dezvălui numele altor filozofi. Deci, Deci e crimă, că el era filozof și mai cunoștea alți filozofi, asta e o crimă. da, uite, aici aresta și tortura ca să dezvăluie nume. Așa făceau și în comunism, nu? Când îi arestau și torturau pe dizidenții politici ca să spună care mai e ca ei și pe unde se ascund. Să știi că cartea asta trebuie să o facem de la început. Asta e numai introducerea, Marius. A, e introducere, super. O facem așa la pas. Numai introducerea. Uite, un alt filozof fusese jupuit de viu cu câțiva ani în urmă, iar un altul a fost bătut în fața judecătorului până când sângele își roia pe spinare. Da, asta se învață în creștinism, asta se învață să ucizi. Să știi că asta se învață. În momentul în care a zis voi toți sunteți răi, ne-a divizat și atunci am devenit ființe separate și ne urâm între noi, nu mai putem să colaborăm, pierdem cooperarea. Trebuie să facem o listă la care sunt consecințele divizării, da? Pentru Da. că asta ne-a creat stilul de viață. Exact. Agresiv, agresivitatea asta cumplită o ducem în comportament. Și știi, cine dă comportamentul agresiv? Bunăstarea. Bunăstarea, comoditățile, plăcerile, stabilitatea, siguranța vieții, savoarea, toate lucrurile astea dau agresivitate pentru că omul începe să lupte, să-și apere ceea ce are. Și sărăcia te duce la fel, te duce în invidie. Și sărăcia te duce în invidie, sărăcia care nu este amendată de iubire. Păi nu există. În momentul în care ești divizat, în momentul în care te-a împărțit și a zis că așa e bine și așa e nu, Și săracul este divizat. și săra, deci nu este iubire, că iubirea a fost împărțită în două, da? Iar cel bogat vrea să-și apere, iar cel sărac te invidios pe cel bogat. Da, și amândoi se luptă, sunt despărțiți. Cum am scris eu astăzi, că deci în momentul în care ne-au divizat, noi căutăm să A ne crea căutăm. bogații și săracii. Da, ne căutăm cealaltă jumate. Ne-au împărțit în două, ne căutăm cealaltă jumate, care cealaltă jumate, de fapt, faptul unde noi nu suntem bine. Potrivit, eu știu care sunt bine și eu știu care sunt părțile mele care trebuie să le ameliorez, să le îmbunătățesc. Săracul absolutizează binele, Bogăție. bogăția, iar bogatul fuge de sărăcie. Da. Neagă sărăcie. E și, de fapt, ei ne-au înlocuit cealaltă jumătate cu Salvatorul. Și de aia noi tindem spre acel Salvator ca să ne găsim cealaltă jumătate, Deci a dar trebuit cealaltă. să fim în prima dată divizați, atunci a apărut Salvatorul și toți Salvatorii. Când nu mai Da. suntem divizați, când îl vezi pe Dumnezeu peste tot, atunci nu mai ai nevoie de salvator, pentru că tu ești mulțumit, ești împlinit. Da, noi nu suntem întregi, suntem numai jumătate, suntem numai jumătatea bună. Sau numai jumătatea rea, depinde. Suntem Că poți să te... polarizați, da. Adică îl acceptăm pe Dumnezeu bun, dar pe Dumnezeu rău nu-l acceptăm. Iar absolutizarea Dumnezeului cel bun creează pe Dumnezeu cel rău. Incredibil.
Mariu, sunt la pagina, sunt chiar la început, dacă vrei să te uiți pe document. Sălbaticul tiran nu era nimeni altul decât creștinismul. Chiar din primii ani, de când un împărat creștin a ajuns la putere la Roma în anul 312, era noastră, libertatea a început să se erodeze. Apoi, în 521, era noastră, s-a abătut o ultimă urcie. S-a decretat că toți cei care lucrau sub egida nebuniei păgâne, cu alte cuvinte, Damascius și discipolii săi, nu vor mai avea dreptul de a preda. Era și mai rău, s-a anunțat că oricine nu era împotezat trebuia să facă acest lucru cunoscut imediat Sfintelor Biserici sau să plece în surghiun. Iar dacă vreunul, după ce va fi botezat, ar aluneca din nou în vechea viețuire păgână, urma să fie de îndată executat. Da. Deci ei nu-și mai puteau practica filozofia și au plecat în surghiun. Deci Academia, cea mai măreață și mai faimoasă școală a lumii antice, poate din toate timpurile, o școală care denumise peste 1000 de ani, era acum închisă. Deci ce făceau filozofii? Găseau opțiunea ale vieții, da? Vorbeau despre orice. Ei au creat democrația. Deci democrația a fost rezultatul acestei filozofii. Și, într-adevăr, 1000 de ani au trăit în democrație, adevărata democrație. Iar ceea ce avem noi acum este o făcăture, o adaptare a anumitor reguli democratice la sistemul creștin. Da. Da. Așa, ce mai avem? Știi, stai puțin, mă gândeam la epoca noastră modernă, acum, la noua ordine mondială. De ce ei distrug creștinismul? Pentru că au înlocuitorii lui. Bunăstarea comodităților se sunt salvatorii. Și stăpânul care îți asigură bunăstarea comodităților. Deci deja noi punem stăpânul pe primul plan, deci nu avem nevoie de intermediar, stăpânul devine intermediarul. Deci stăpânul devine Isus, cu alte cuvinte, știi? Stăpânul, conducătorul, cezarul, trecătorii devin Isus. Marius, exact ca în reclama aia de la Thales cu Digital ID. Da. Nu? E incredibil. Deci e exact parcă vorbești cu Dumnezeu. Dumnezeu, eu o să-ți fac asta și asta. Statul tău, statul o să fie, statul o să te protejeze, statul. Statul devine Dumnezeu, da. Statul Devine devine Isus. Dumnezeu. Da. Da. Au fost ani de zile, zeci de ani de zile sau sute de ani în care am exersat chestia asta și uite că ne-au făcut să ne supunem statului. Și e foarte simplu, să nu mai recunoști Salvatorul, nu mai recunoști statul și nu te mai supui și gata, a dispărut. Dar nu poți să convingi oamenii de lucrul acesta. Ei nu știu că sunt o ființă divină. Când îl vezi pe Dumnezeu peste tot, în interiorul tău, deci nu e nevoie nici să vorbești cu nimeni. Tu, personal, îl vezi pe Dumnezeu peste tot în toate situații și lași armele jos, în universul tău, stăpânitor, ești la dispar. Nu mai au influență asupra ta. Real. Pentru că ni se ascunde faptul că noi avem puteri imense. Noi nu știm. Că în momentul în care, că realitatea este ce programe am eu în minte. Realitatea ia forma definițiilor și etichetelor mele. Dacă schimb definiții și etichetele, realitatea se schimbă. Atâta trebuie să fac. Puterea e la noi, dar nu știm. Când istoricii moderni descriu această perioadă, un timp în care vechile religii s-au stins, iar creștinismul s-a răspândit în sfârșit, au tendința să o numească triumful creștinismului. Merită să ne amintim totuși înțelesul autentic al termenului roman triumf. Un adevărat triumf roman nu era doar victoria câștigătorului, el însemna deplina subjugare a învinsului. În cadrul adevărului triumf roman, partea care pierduse era purtată în paradă prin capitală, în timp ce învingătorul își contempla inamicul ai cărui soldați fuseseră uciși, ale cărui avuții fuseseră jefuite și ai cărui conducători fuseseră umiliți. Acest triumf nu era o simplă victorie, era o anihilare.
Puține din cele cuprinse în această carte sunt cunoscute în afara cercurilor academice. Cu siguranță nu sunt lucruri știute de mine, care am crescut în Wales ca fiică a unei foste călugărițe și a unui fost călugăr. Copilăria mea, după cum vă așteptați, a fost destul de religioasă. Mergeam duminică de duminică la biserică, spuneam rugăciuni înainte de masă și mă rugam în fiecare noapte. Sau mai precis, aveam o listă de cereri pe care o consideram a fi rugăciune. Da. În copilărie am avut parte de mult Dumnezeu sau, în orice caz, de mult catolicism. Dar cu toate că împreună și-au petrecut mai mult de 26 de ani între zidurile mănăstirii, credința părinților mei nu a fost niciodată dogmatică. Dacă îi întrebam despre originea lumii, îmi vorbeau mai curând despre Big Bang decât despre Cartea Genezii din Biblie. Așa, totuși, ceea ce nu a murit vreodată în familia noastră a fost credința părinților mei în puterea educativă a bisericii. Pe când erau copii, au fost educați de călugări și călugărițe, iar când au devenit și ei monași, au educat la rândul lor pe alții. Pentru ei constituia un articol de credință faptul că biserica a luminat de-a lungul secolelor istoriei întreaga Europa. Biserica a fost, îmi spuneau ei, cea care a ținut în viață cultura greacă și latină a lumii clasice în noaptea Evului Mediu, până când au fost recuperate de întreaga lume în timpul Renașterii. În vacanțe vizitam muzee și biblioteci unde mi se spunea același lucru. Copil fiind, priveam aurul strălucitor al manuscriselor luminoase și credeam într-o metaforică iluminare a tenebrelor intelectului. Și într-o anumită privință, părinții mei aveau dreptate să creadă asta, fiindcă e adevărat, mănăstirile chiar au păstrat multe dintre cunoștințele clasice. Dar acesta nu este nici pe departe întregul adevăr. De fapt, această emoționantă istorioară a trecut sub tăcere un amănunt mai vechi și mai puțin glorios, pentru că mai înainte de a fi conservat, biserica a distrus. Într-un avânt al nimicirii nevăzut până atunci, fapt care a impresionat pe mulți necreștini ce au fost martori, biserica creștină a demolat, a vandalizat și a distrus complet o uluitoare cantitate de lucrări artistice. Statuile vechi au fost dărâmate de pe socluri, desfigurate, pungărite și sfărmate bucată cu bucată. Templele au fost nimicite până la temelii și incendiate. Un templu pretutindeni cunoscut, drept cel mai măreț din întreg imperiu, a fost făcut una cu pământul. Multe dintre sculpturile Panteonului au fost atacate, chipurile au fost mutilate, membrele tăiate, iar zeii decapitați. Unele dintre cele mai rafinate statui au fost făcute fărâme, iar din resturile acestora s-au clădit biserici. Cărțile care erau păstrate adeseori în temple au suferit cel mai mult. Rămășițele cele mai mari biblioteci din lumea antică, o bibliotecă ce avea odinioară peste 700.000 de volume, au fost nimicite în acest fel de creștini. A durat mai mult de un mileniu ca o altă bibliotecă să ajungă la același număr de volume. Operele scrise de filozofii cenzurați au fost interzise, iar văpăile rugurilor au împânzit imperiul, mistuind cărțile scoase în afara legii. Oricât de dramatice au fost aceste fapte, neglijența voită a dus la distrugeri și mai mari. Închiliile lor tăcute de copiști monahi au păstrat mult, dar au făcut să se piardă și mai mult. Atmosfera era ostilă a autorilor necreștini. În liniștea în care lucrau călugării, anumite cărți erau solicitate prin gesturi. Palmele întinse sau mimarea întoarcerii unei pagini însemnau că monahul dorea o psaltire și așa mai departe. Cărțile păgâne erau cerute făcând gestul închiderii gurii. Nu este deloc surprinzător că operele autorilor disprețuiți au avut de suferit. În vremuri în care pergamentele erau rare, multe manuscrise au fost cu operele autorilor antici, erau pur și simplu răzuite, astfel încât paginile lor să fie reutilizate pentru teme mai elevate. Palimpsestele manuscrise care au fost răzuite din nou ne oferă informații despre momentul când aceste scrieri antice au dispărut. Peste o ultimă copie a descrierii de Republica lui Cicero a fost scris comentariul lui Augustin la Psalmi.
o autobiografie a lui Seneca s-a evaporat sub un vechi testament. Un codex al istoriilor lui Salastiu s-a fost răzuit ca să-i se facă loc Sfântului Ieronim. Alte vechi, texte vechi au fost pierdute din cauza ignoranței disprețuite și neglijate de-a lungul anilor. Acestea s-au topit pur și simplu în praf și hrană pentru viermi, nu pentru gândire. Opera lui Democrit, unul dintre cei mai mari filozofi și părintele teoriei atomiste, a fost pierdută în întregime. Doar un singur procent din literatura latină a supraviețuit peste veacuri. 99% s-a pierdut. Armele tocite ale indiferenței și ale neghiobiei desăvârșite pot face nespus de rău. Acum. E aceeași răutate. Da. Da, știi ce? Uite, chestia acum mi-a venit. Perioada Renașterii, pentru că ea spune că în perioada Renașterii ei au scos, biserica a scos de fapt ceea ce s-a moștenit de la greci și de la romani. Nu mare mi-ar fi mirarea să aflăm că Michelangelo și poate alții oameni ai bisericii care au pictat și au sculptat statui și alte, poate să fie de fapt operele ascunse din perioada elenistică. Cu siguranță, ai văzut că au luat opere ale nu știu căruia și le-au pus la Vechiul Testament. Da. Uite, Și am o toate. întrebare. Tu ai citit prologul început la Palmira 385? Ai citit asta? Acum nu l-am citit, nu. Nu există nelegiuire pentru cei care l-au pe Hristos. Deci nu văd nelegiuirea. Pentru că sunt nelegiuiți. Nelegiuitul nu vede nelegiuirea. Deci ca să trebuie să fii nelegiuit ca să nu vezi nelegiuirea. Deci asta va trebui data viitoare să citim. De unde ai citit? În sfârșit, introducerea Atena 532? Ai Nu citit știu la început? scrie. Da. Pe la nu au pagini, uite. Nu pagini, dar asta cu Atena este pagina 11. Da, mai încolo. Mai coboară. Mai coboară. De unde ai Da. început? De unde am Deci trebuie început? să citim și partea pe care ai sărit-o, pentru că este extraordinar de importantă. Da, păi am numai prima pagină, am sărit-o, dar acum sunt un pic mai în spate, La care... pagina 16 tu acum. Ia să văd ce îmi zice acolo sus. 17 acum sunt. 16, da. Și la Să-ți... 16 ești. Ok, hai să citești și ăsta. Eu am subliniat niște lucruri, dar pot... Te duci înapoi? Nu, continui de unde sunt și spun. Continui și apoi când terminăm o luăm de la început. Cu Palmira, da, e frumos, nu? Păi da, Frumos. îmi place tot. Atacurile violente din această perioadă nu au fost opera unor maniaci excentrici. Asalturile împotriva monumentelor nebunilor, păgâni, vrednici de osândă, au fost încurajate și conduse chiar de oamenii din inima Bisericii Catolice. Marele Sfânt Augustin însuși a declarat unei comunități din Cartagina că toate superstițiile păgânilor și necredincioșilor ar trebui inimicite. Dumnezeu o vrea, Dumnezeu o poruncește, Dumnezeu o proclamă. Sfântul Martin, până în ziua de azi, cel mai popular sfânt francez, s-a dezlănțuit asupra ținuturilor rurale din Galia, dărâmând templele și înspăimântând localnicii. În Egipt, Sfântul Teofil a pus la pământ una dintre cele mai frumoase clădiri din lumea antică. În Și Italia, făcut sfânt. păi nu găsesc toți sfinți. Ăștia care dărâmă, deci dacă nu dărâm, nu-i sfânt. Exact. În Italia, Sfântul Benedict a nimicit un sanctuar al lui Apollo. În Siria, bande necruțătoare de călugări îi terorizau pe cei de la țară, făcând una cu pământul statuile și smulgând acoperișurile templelor. Hai că citesc acum Palmira, pentru că exact acum la Siria sunt. Și asta a fost în Siria, Bine, sunt da? la pagina 17, ne ducem la Palmira. Da. Trebuie să fi fost o plecare... Asta oare? Nu. Nu, stai, 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 mai. Prolog se numește, este pagina
8. Nemicitorii au venit dinspre deșert. Palmira îi aștepta. De câțiva ani, răsăritul Imperiului Roman se afla sub teroarea unor hoarde de jefuitori, bărboși, zeloți, înarmați doar cu pietre, cu druci de fier și cu un simț de fier al dreptății. Dreptatea ucide, mai ales, uite. Tata ucide, da. Ucide. Atacurile lor erau Și primitive. regulile ucid. Da. Păi dreptatea și regulile. Atacurile lor erau primitive, brutale și foarte eficiente. Se deplasau în bande, mai târziu în roiuri de vreo 500 de oameni și când soseau, făceau prăpăd. Aici pot să zic cei care ne urmăresc să urmărească, să vadă filmul Agora, pentru că o să vadă hoardele alea. Țineau mai ales templele și se Ținteau mai ales templele și se mișcau iute ca gândul. Mărețele coloane de piatră care dăinuiseră veacuri la rând se prăbușeau într-o după-amiază. Chipurile statuilor care stătuseră în picioare jumătate de mileniu erau mutilate într-o clipă. Templele care văzuseră înălțarea Imperiului Roman cădeau într-o singură zi. Totul era foarte violent, dar fără îndoială nu lipsi de solemnitate. Zeloții râdeau în hohote când sfărâmau statuile demonice și idolatre. Drept credincioși exultau când dărâmau templele, când distrugeau acoperișurile și devastau mormintele. Au apărut și imnuri care imortalizau aceste clipe glorioase. Acele lucruri rușinoase cântau pelerinii cu mândrie, demoni și idoli. Cu toate le-au fost doborâte de bunul nostru mântuitor. Zeloșii nu se pricepeau la poezie. În această atmosferă, templul Atenei din Palmira era o țintă evidentă. Splendidul edificiu era un monument sfidător, detestat de toți dreptcredincioși și un grandios refuz al monoteismului. Trecând de mărețile sale porți, lăsând în urmă strălucirea soarelui sirian, aveai nevoie de o vreme ca să-ți obișnuiești ochii cu întunericul răcoros de dinăuntru. Simțeai de îndată că aerul era încărcat cu norișor de tămâie sau poate că era doar lumina care se prelingea din puzderia de opaiții aduse de credincioși. Dacă ridicai privirea, puteai zări în licărirea roșiatică impunătoarea figură a Atenei. Grațiosul și semețul profil al statuii poate că era departe de frumusețea celelalte statui a Atenei, aflate în orașul ei natal, dar era de îndată recunoscut datorită nasului ei grecesc, drept, pielii translucide de marmură, precum și gurii ferme, ușor posomorâte. Mărimea statuii, mai înaltă decât un om obișnuit, pare să fi făcut de asemenea impresie, dar poate și mai admirabile decât anvergura fizică a acestei opere de artă era anvergura infrastructurii imperiale și ambiția care aduseseră un asemenea obiect aici. Faima statuii s-a apropiat de a celora de pe Acropola Atenei, de la mii de mile depărtare. Această statuie a Atenei fusese sculptată într-un atelier aflat la sute de mile departare de Palmira și transportată apoi cu eforturi și cheltuieli considerabile. Totul pentru a crea o mică insulă de cultură greco-romană în nisipurile deșertului sirian. Își vor fi dat seama nimicitorii de acest lucru când au pătruns în templu? Vor fi fost ei măcar întreagăt impresionați de rafinamentul unui imperiu care putuse să extragă, să sculpteze și să transporte marmura pe distanțe atât de mari? Vor fi admirat ei fie doar pentru o clipă maestria care a fost în stare să plămânsuiască astfel de fragile și izbitoare buze din marmură dură? Se vor fi minunat ei măcar pentru o secundă de frumusețea statuii? Se pare că nu. Și asta pentru că atunci când au pătruns în templu, au înșfăcat o armă și au lovit gâtul Atenei atât de tare încât au decapitat-o pe zeiță. Capul s-a prăvălit pe pardoseală, zdrobind nasul și obrajii acestei atât de catifelați. Ochii Atenei rămași întregi priveau stinși de pe chipul ei, acum desfigurat. Dar simpla decapitare nu este de ajuns. Mai multe lovituri se abat asupra Atenei, Scalpând-o. scalpându-o, lovindu-i coiful de pe cap și sfărâmându-l în bucăți.
Urmează alte lovituri, statuia cade de pe pedestalul ei, apoi brațele și umerii sunt ciopărțite, corpul a fost abandonat în colb, altarul din apropiere a fost și el distrus din temelii. Doar atunci se poate spune că acești oameni, acești creștini, s-au simțit satisfăcuți, lucrarea lor fiind acum împlinită. Dar cu ce demon? Cine a distrus statuia? Demonul. Demonul din ei. Furia, mânia, ura. Ce înseamnă? Diabolizare. Nu? Sufletul nu distruge nimic. S-au topit din nou în deșert, în urma lor templul a rămas tăcut, lămpile votive nemai fiind îngrijite sau degradate. Pe pardoseală, capul Atenei a fost acoperit încet, încet de nisipurile deșertului sirian. Triumful creștinismului începuse. Dar Palmira a mai fost și acum recent, Marius, acum vreo 2 ani Da, distrusă. da, da, da. A Nu? fost ISIS sau adică tot ea. Despre ce vorbim? Deci suntem la același nivel. Bine că putem spune că așa a hotărât Dumnezeu să distrugă cultura romano-greacă, da, Imperiul Romano-Grec, care avea și el, nu era desăvârșit în niciun caz. Iar Dumnezeu a hotărât să-l distrugă în felul acesta. Noi subliniem numai faptul că cruzimea de fapt, cu care au acționat primii creștini și de pentru că ei, de fapt, au dat accentul creștinismului. Deci Deci, ceva i-a făcut să nu iubească. Cine nu iubește, distruge și ucide. Cineva i-a îndemnat la violență. Acest lucru trebuie înțeles mereu. Ce îl determină pe om să fie agresiv, să aibă un comportament din acesta agresiv? De ce luptă pentru adevărul, dreptatea lui și binele lui? Pentru că asta înseamnă definiția diavolului. Eu, pe primul plan, dreptatea, adevărul meu, mai presus de toate. Înseamnă diavol. Deci când cineva reacționează, la indiferent ce, este o ființă întunecată, pentru că numai diavolul reacționează. Sufletul te lasă greșit. da. De ce e important să ne uităm la cum a început creștinismul? Pentru că a dat startul stilului nostru de viață agresiv. S-a construit prin distrugere, prin crimă, prin agresivitate. Și continuare face același lucru. Da, dar nu ai cum să creezi o religie a iubirii când tu la bază ai cadavre și ai Miliarde, distrugere. miliarde de oameni omorâți, da? Da, deci ți-ai construit biserica pe cadavre. Noi știm astea, sub fiecare biserică s-au găsit cadavre de copii cel mai recent. Și acum, în secolul 20, secolul 21, se găsesc permanent în Canada, în Anglia, în peste tot. Dacă sapi lângă o mănăstire, se găsesc cadavre de copii. Deci trebuie să te uiți pe ce este clădită credința aceasta. Nu Da. e clădită pe toleranță. Deci am mai zis că o pagină n-ai citit, hai să citim și pe asta, de la Stai, Atena. vreau să mai completez cu o chestie aici care mi s-a părut foarte, foarte bună. Uite, atacurile, eu sunt la 17, atacurile nu s-au mărginit la cultură. Totul, de la mâncarea din farfurie, care se cuvenea să fie simplă, nici de cum asezonată cu mirodenii, până la cele ce se petreceau în pat, care evident trebuiau să fie simple și necondimentate, a început pentru prima oară să fie controlat de religie. Homosexualitatea a fost scoasă în afara legii. Pilatul era considerat demn de dispreț. Același lucru s-a petrecut și cu folosirea cosmeticilor, cu muzica, dansul, mâncărurile scumpe, aștenutele de purpură, veșmintele de mătase și lista poate continua. Și apoi aici. Aducerea la îndeplinirea acestor lucruri nu a fost deloc simplă. În vreme ce atotștiitorul Dumnezeu nu avea nicio reținere în a privi nu doar în inimile oamenilor, ci și în casele lor, preoților creștini le era mai greu să facă acest lucru. Da, a fost găsit rapid o soluție. Fiți atenți aici.
Sfântul Ioan Crisostom i-a încurajat pe cei din comunitatea sa să se spioneze reciproc. Alo, de unde vine spionarea? Da? Deci de unde vine spionarea? Dar să nu vedeți că toate viciile astea care le spuneți voi de la creștinism. Intrați în casele fiecăruia, spunea el. Iscodiți îndeletnicirile celuilalt. Feriți-vă de cei care nu se supun. Apoi dați-i lui raportul despre toți păcătoșii, iar el îi va pedepsi după cum merită. Iar dacă nu dai raportul, vei fi și tu pedepsit. No, despre ce vorbim aici, Scos Marius? de ură. Este Hai ură. să ne gândim la comunism, da? Da. Nu era același lucru, că nu știai nici lui partenerul tău de viață, nu puteai să spui ce ai în minte, că nu știai dacă te părăște? Da, îndemn la ură. Așa este. Dar așa cum este, așa și îndemn. Păi de ce? De ce? De unde vine această datorie ca să te duci să-l părăști pe unul? Uite, când a fost perioada, așa. S-au părât vecin pe vecin că a venit fiica la vecinul, care erau vecini de, un caz care știu, vecini de 30 de ani, a? Stăteau casă în casă, a venit fiica să vorbească cu părintele și vorbea în grădină, nu intrat în casă și a sunat la poliție. Că a venit fiica să vorbească cu taică-su. Și vorbeau de la 3 metri distanță unii cu alții. Și a sunat vecinul, care erau vecini de 30 de ani, la poliție. Să vină poliția peste om că i-a venit care vizită în grădină. Îți dai seama? Mam. De unde vine chestia asta cu pârâtul? Și acum ai văzut că se bagă iarăși foarte puternic să se pârască. Deci începem iarăși cu pârâtul. Exact. Că dacă vrei să fii un cetățean devotat sistemului, e numai formă de vorbă, da? Deci dacă spui ce îți face vecinul, primești probabil cu un bonus dacă cum ai zis tu, că o să fie cu ID-ul digital și atunci îți dai seama cum o să-i motiveze. Pe cât ți-ai pierdut, atâta bonus ai primit. Și primești ciorba de carne, cu carne, nu de care spui tu. Nu mai primești ciorbă de ciuperci. Da, uite ce zice cineva. Aici în Anglia este o poliție care se numește whistleblow policy. Adică dacă nu îți convine de cineva sau de ceva anume, să te duci la poliție și să părăști pe oamenii aceia și vei fi anonim. Da? În Germania aveau, se numește Blockwart. Ăia care păzeau blocul și cum te pândeau, cum te părau și de unde vine? Uitați, puteți să-i mulțumiți Sfântului Ioan Crisostom că el a inventat, i-a încurajat pe cei din comunitatea sa să se spioneze reciproc. Mai citesc o dată, da? Intrați în casele fiecăruia, spunea el. Iscodiți îndeletnicirile celuilalt. Feriți-vă de cei care nu se supun. Apoi dați-i lui raportul despre toți păcătoșii, iar el îi va pedepsi după cum merită. Iar dacă nu dai raportul, vei fi și tu pedepsit. Și pe ce să-i pedepsească? Uite aici ce citise mai înainte. La mâncarea din farfurie, deci dacă nu mâncai simplu, hai că, aoleu, Marius, aici vorbim de orașul de 15 minute. Deci dacă totul, de la mâncarea din farfurie, care se cuvenea să fie simplă, nici de cum asezonată cu mirodenii, până la cele ce se petreceau în pat, a început pentru prima oară să fie controlată de religie, homosexualitatea, epilatul era interzis, cosmeticile, muzica, dansul, mâncările mai rafinate, așternuturile de purpură, veșmintele și lista poate. Deci, dacă aveai toate din astea, erai păcătos. Deci, despre ce vorbim? Deci eu nu pot să apăr un stil de viață creștinesc. Pentru că de acum, când o să mai văd, o să-mi vină
în minte ceea ce am citit aici. Eu cred că noi, ca oameni, suntem buni. Deci avem înclinație să ne ajutăm unii pe alții. Nu vine de la creștinismul ăsta. Faptul că când suntem buni, îngăduitori, ajutăm pe ceilalți, când nu vine de la creștinism, este esența lui Dumnezeu în noi. Vine Ce vine, vrăjmășia de la creștinism, împărțirea. împărțirea vine de la creștinism. Vrăjmășia. Bine, noi acum vorbim de creștinism, că nu, suntem Da, amândoi. știi de ce? Pentru că numai în momentul în care vezi pe celălalt vrăjmaș, atunci apare necesitatea rugăciunii, Da. puterea preotului, a templului, a bisericii, a salvatorului și al salvatorilor. Și asta Uite, e normal. așa cum vânătorii hăituiesc animalele sălbatice, nu dintr-o singură parte, ci de peste tot și le aruncă în lațuri, la fel și noi să-i vânăm pe cei care s-au prea schimbat în animale sălbatice și să-i aruncăm de îndată în lațul mântuirii, noi din partea aceasta, voi din partea cealaltă. Era un citat al lui Sfântului Ioan Crisostom, da? Notați bine acolo. Creștinii fervenți colindau din casă în casă căutând cărți, statui și picturi pe care le considerau demonice. Ei nu socoteau aceste fapte un gest de cruzime. Dimpotrivă, a închide, a ataca, a constrânge, chiar a bate un păcătos, dacă l-a aduceai înapoi pe calea cea bună, însemna ai mântui sufletul. Așa cum a precizat și maestrul paradoxului pios Augustin, o milostivă sălbăticie. Deci, în loc să fii preocupat de propria ta viață, te duci și măcelărești pe unul ca să-i salvezi lui ăla sufletul. Dar ce treabă ai tu cu viața altuia? Deci am împărțit în păcat nepăcat și atunci păcătosul a putut fi omorât. Înțelegi? Asta a făcut. În clipa în care Isus a zis că voi toți sunteți răi, înseamnă că am împărțit în păcat nepăcat și acei oameni au putut să fie omorâți. Deci este îndemn la ură. Uite-te! Deci chiar bate un păcătos, îl ducea înapoi pe calea cea bună, înseamnă că ai mântuit sufletul, auzi? Adică să-l bați pe Dumnezeu care vine sub forma unui păcătos. A unui netrebnic, a unui necredincios, da? Și îl omor pe Dumnezeu. În condițiile în care. Deci nu au nicio treabă cu iubirea. Iubirea înseamnă să accept și plus și minus, că Dumnezeu vine și sub forma de plus și minus, tot timpul. Tot timpul. De ce să-l urâm pe celălalt care vine să ne. Prin care Dumnezeu vine ca să ne corecteze pe noi? Da? Și să ne salveze viața. Ne luptăm cu acela. Păcătos. Deci Dumnezeu Rezultă. vine sub forma unui păcătos. De ce nu iubim păcătos? Deci iubirea iubește păcătos, iubirea iubește negativul, iubește nedreptatea, iubește pe tot ce, pe Dumnezeu care vine sub orice formă negativă. Asta este iubire, plus și minus la un loc. Când zici că numai așa este bine, nu ai dreptate. Când aperi un text, o scriitură, o scriptură, da? Când aperi, când lupți, de fapt, tu zici că ceva e mai bun decât altceva. Absolutizezi un bine, binele acela, binele tău, și asta înseamnă diabolizare. De unde știi că ai devenit diavol? Că devii agresiv, ripostezi. Da, și Marius, e ceva mai important decât viața omului. Da, ești capabil să omori omul, da. Pui regula, pui toate. Regula, cultura, religia. Scriptura, Iisus, îl pui mai presus decât viața omului și poți să-l omori. Nu au viață de la sine, nu? Ei nu Da. au viață, nu le-a dat Dumnezeu viață. Noi, dacă am murit, nu mai există. Dacă nu e altcineva care să o propovăduiască mai departe, a dispărut, că nu există. Ce există, există omul și omul are viață în el. Deci e viața lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a pus viață în noi. Nu a pus viață în scriptura aia sau în conceptul respectiv. Noi dăm viață conceptului, noi dăm viață religiei. Că religia creștină, islamică, care ar fi, toate la fel. Când pui religia mai presus decât omul, ai de fapt l-ai ucis. Adică ai dorință de a ucide, să-l elimini, să scapi de el, știi? Adică iubești mai mult principiul, virtutea, regulile decât omul. Deci să absolutizezi. Deci când se absolutizează religia creștină, de fapt vrei să ucizi pe cel care nu e creștin.
nu mai poți să-l iubești. Și greșeala asta o făceau și călugurii noștri, care ziceau că nu poți să accepte pe catolici sau alte religii, că numai ortodoxii se mântuiesc. Când ai zis chestia asta, e absolutizat. Ortodoxismul, deci nu ai dreptate. Și deci este un demn la ură. E un demn la ură asta. Ură pe celelalte popoare. Da, și te crezi mai special. Da. Și lucrul ăsta, omul ia și îl duce în viața de zi cu zi, această afirmație o duce în viața de zi cu zi și începe să urască pe oricine nu e de acord cu el. Înțelegi? El absolutizează orice reguli virtuții și dacă omul acela nu respectă virtuțile respective, îl urăște. Și vrea să-l ucide. Ura ce înseamnă? Dorință de a ucide. Riposta ce înseamnă? Dorință de a ucide. Și de unde știi? Păi are furie, mânie. Când l-a cuprins pe om furie și mânie și apără o scriptură, o regulă, o virtute, niște principii, de fapt el nu mai poate să iubească, a pierdut iubirea. El nu știe că în fața lui este Dumnezeu. Nu știe. Și îl vrea să-l omoare pe Dumnezeu și asta se realizează, asta se întâmplă. Când te gândești cine i-a dus pe ăia 1 milion de oameni care au murit acum de la începutul anului să se omoare între ei? Cine i-a făcut să se omoare între ei? De ce? De ce a fost mai important pentru ei regula, definiția, afirmația cuiva decât faptul că avea un om, îl avea pe Dumnezeu în față, nu vedea pe Dumnezeu peste tot? Deci înseamnă că asta este problema noastră. Noi nu vedem pe Dumnezeu peste tot și suntem capabili să omorâm. Este la fel ca în organism. În organism, ce inima luptă cu ficatul, cu rinichiul și vrea să-l omoare, nu face așa ceva. Celulele se omoară între ele? Păi n-ai mai exista. Numai la cancerigene, nu? Soarele, da, soarele, aerul se răzvrătește, luptă pentru adevărul lui, are un adevăr. Nimeni nu luptă, toată lumea se. Ce înseamnă iubire? Se lasă pe sine, se oferă. Toată lumea cooperează. Deci omul nu poate să-l atingă pe Dumnezeu dacă nu cooperează, dacă nu se lasă învins și folosit. Nu, e o nebunie, fantastic. Deci cel care nu iubește, ucide. Devine ființă întunecată și vrea să ucidă. Deci nu contează argumentele. Ce spune, ce argumentează, sunt zero. Starea pe care o ia, comportamentul, purtarea lui e agresivă. Ai agresivitatea acolo, e judecător, e satana. Automat. Cel care zice, nu sunt de acord cu tine, pe cum ești de acord cu Dumnezeu care vine sub formă unui necredincios? De ce să nu fii de acord? Deci el vine sub toate formele, sub forma unui tatuat, a unui nesimțit, a unui trădător, a unui mincinos, a unui bețiv. Vine sub toate formele la noi. Exact cu lucrurile pe care noi nu le acceptăm. Da? Care e părerea ta? Părerea mea este că trebuie să găsim toate consecințele acestei diviziuni, acestei împărțiri în noi. Și în momentul în care vedem cum se manifestă divizarea în viața noastră, că la fiecare e diferit, da? Deși la fel și diferit. Atunci putem să vedem, pentru că cred că oameni, nu toți pot să vadă. Pentru că este stilul de viață și spun, păi nu sunt împărțit. Ba da, ești. Dacă ai citit ați auzit ceva și nu ești, De nici nu acord. ești Dacă nu de ești de acord acord cu cu părerea oamenii. cealaltă, ești divizat, ești diavol. Dacă nu ești indiferent, hai să spunem așa, că dacă nu trebuie să fii neapărat, că și eu citesc lucruri care nu sunt de acord, dar nu mă afectează. Dacă nu simți nevoia să Să fii ripostezi, partizan. să fii partizan, da, să nu fii pe o parte sau pe alta. Dacă ajungi să fii indiferent, înseamnă că nu ești în subiectul respectiv împărțit. Dar poți să fii împărțit pe altă subiect. Și trebuie să identificăm în viața noastră de zi cu zi unde sunt împărțit. Da. Și pe aceea trebuie să le adungi, să vezi că poți să-i judeci pe ceilalți, dar poți să te judeci și pe tine. Da? Deci poți să fii, o zici, ok, nu am judecată față de altul, dar am judecată față de mine. Și asta e tot împărțire. Pentru că în momentul în care te vezi, te judeci, că te judeci pe tine sau pe celălalt, este o împărțire care duce la acea judecată. Este un bine mai mare decât alt bine
Este ceva mai bine decât altceva. Există o ierarhie. Și nu acceptăm lucrurile așa cum sunt. Deci dacă punem un principiu, o regulă pe primul plan, noi suntem capabili să o omorâm. Da. Asta nu înseamnă că nu trebuie să existe reguli. Există reguli, dar nu trebuie să fie mai presus decât iubirea, decât omul, decât ființa umană. Și eu am remarcat foarte, foarte puternic aici în Germania, se vede la duritatea oamenilor. Oamenii au o agresivitate, o duritate cu care interacționează unii cu alții. Pentru mine este teribil, nu știu. Deci din prima clipă sunt foarte duri unii cu alții. Și la fel se duc și pe copii. La școală, încă din clasa 1, de-aia sunt foarte multe probleme în clasa 1, pentru că profesorii sunt foarte. Nu vin cu partea emoțională, vin cu partea analitică, atât. Tu trebuie să faci ceea ce am eu. Eu am un job de făcut, azi trebuie să predau asta. Copilul trebuie să fie atent. Dacă nu este atent, nu este problema mea. De aici și-l duci la psiholog. De aia sunt așa de mulți psihologi în școli în Germania. Ei nu pot să se adapteze la stilul copii. Copiii au dificultăți să se adapteze la stilul ăsta dur, neemoțional. Și toate astea vine de la împărțire. Nu? Deci nu mai există acea legătură cu omul. Nu mai vezi ființa în față. Vezi un robot. Vezi o mașină care trebuie formatată. Nu vezi pe Dumnezeu, nu vezi soarele de iubire. Când pui regulă mai presus de toate, îl omori pe Dumnezeu, îl omori pe soarele de iubire din fața ta. Nu crezi, nu crede că soarele de iubire vine sub forma unui păcătos sau unui credincios. Și vrea să-l corecteze pe necredincios. Să-l facă credincios. Dacă vrei să-l schimbi pe necredincios, va vrei să-l schimbi pe Dumnezeu. Deci nu mai poți să-l iubești pe Dumnezeu. S-a pierdut iubirea. De unde? Pentru că ești agresiv. Ripostezi, reacționezi, urăști, te mâni, te înfurii, îți pierzi cumpătul, te superi. Ce înseamnă? Nu mai poți să iubesc. Deci îl ataci pe Dumnezeu. Întotdeauna noi îl atacăm numai pe El. Și împotrivirea la divin este împotrivirea la iubire. Deci noi luptăm întotdeauna numai cu iubirea. Noi zicem că luptăm pentru un adevăr, dar nu luptăm pentru adevăr, luptăm pentru împotriva iubirii lui Dumnezeu. Noi luptăm numai cu Dumnezeu. Nu contează afirmațiile alea, că e drept, ne-e drept, ne-e adevărat, ne-e adevărat, nu contează. Noi, de fapt, luptăm cu Dumnezeu care a venit în fața noastră sub forma unui netrebnic, a unui necredincios și vrem să-L schimbăm pe Dumnezeu. Întotdeauna noi numai pe Dumnezeu vrem să schimbăm. Nu? Ci vrem să-L și ucidem. Îi aducem lui Dumnezeu argumente de ce nu este așa cum zice. Da. Ce argumente se aduce lui Dumnezeu că vine sub forma unui păcătos? Că trebuie să vine sub forma unui păcătos pentru că absolutizezi nepăcatul. Deci nu e Dumnezeu de vină care vine printr-un om sub forma unui necredincios. Pentru că ai absolutizat credința. Când absolutizezi credința, trebuie să o fie distrus. Dacă nu poate prin omul ăsta, va încerca prin altă formă mai dură. Până te distruge. Deci noi am avea o viață frumoasă. Dacă am ști să acceptăm pe Dumnezeu sub formă negativă și să ne uităm întotdeauna la noi, să nu ne luptăm cu oamenii, adică cu El, să ne uităm la noi, ce am pus noi pe primul plan de a am generat situațiile acestea din față. Și Dumnezeu ne învață întotdeauna prin oameni că El este și plus și minus. Să-L acceptăm așa cum este. Viața așa cum este, este de fapt chiar divinitatea. Eu sunt cel ce sunt. Nu trebuie să atingi tu un anumit nivel, să câștigi o anumită un anumit nivel. Nu e niciun nivel de câștigat, nimic de atins. Este viața așa cum e din contră. În toate este vorba numai despre retragere. Nu e nevoie să te duci mai sus, să atingi. Nu e ceva mai sus. E viața așa cum este tot. Așa, cu prostia noastră, cu neputința noastră, cu suferințele noastre, cu. Nu trebuie să vrei să fii mai bun, nu trebuie să fii. Când ei cultivă ceva mai bun decât altceva, nu e adevărat. Trebuie să fii ceea ce ești tu, așa cum ești, atât cât poți. Da? Și îi stresează pe oameni că trebuie să ajungă la nu știu ce nivel. Mai ales în lumea occidentală, acolo la voi, nu sunt niște standarde acolo și trebuie să ajungi acolo să obții standardele acelea și toată lumea nebunește. Da? Și atingi standardele și ce obții?
obții un om care este îndrăjit, deci asta îl modifici pe om, de fapt. Nu contează standarde. Te trezești cu un om care este polarizat și este nebunit. Și după aceea, în viața lui particulară, mereu va face același lucru. Tot timpul așa da, așa nu. Și începe să corecteze și să lupte cu ceilalți care nu fac ceea ce crede el că este bine. Și pe aceia care îi se opun, el îi urește. Când îi urește, ce face? Începe să crească ura. Crește furia, mânia, da? Supărarea crește. Și ce înseamnă supărare și furie și crește suferința? Ce înseamnă asta? Că nu mai iubești. Iubirea ce face? Te lasă greșit. Mult mai iubitor este ateu. Ateu te lasă greșit așa cum ești. Ăsta este adevăratul credincios. Ateu. E total pe dos totul. Iar ăsta care zic că sunt credincioși, sunt de fapt oamenii cei mai răi din lume. Cei mai periculoși. Și ăștia conduc lumea. Lumea întotdeauna a fost condusă de oameni aceștia răi și agresivi. Da, dar au și un rolul lor. Rolul lor este să se lovească răutățile între ele. Să bat salvatorii între ei. Și să omoare între ei. Dumnezeu zice, asta credeți voi, așa, asta e mintea voastră. Puteți-vă. Vă și ajut. Mă inspir. Da, vă susțin. Ce spuneai, Marius, că Dumnezeu înclină balanța, nu? Da. Deci nu dă victoria neapărat, nu tot timpul. Uneori o dă, uneori nu. Câteodată înclină balanța și să mai bată salvatorii între ei. Se bat între ei, în balanța, nici nu discută. Pentru că trebuie să ducă pe oameni în iubire și iubirea se poate atinge și prin suferință. Deci îi duce în suferință, că vrea el. Oamenii zic că Dumnezeu este iubitor. Păi iubitor, îți dau o suferință de nu te vezi. Îți pune și viața în pericol. Și îi mai scoate și din planul fizic. Că dacă vede că tot timpul, repetă, este tot timpul agresiv, să nu că n-a înțeles nimic. Polarizarea trebuie să înțelege că e lucrul cel mai periculos. Când alegem o parte unică, când alegem o parte unică, aia va fi distrusă. Când zice că numai așa trebuie să fie, când absolutizăm reguli, idealuri, principii și binele propriu, morală și mai departe, noi de fapt devenim satan, devenim radicali și nu mai putem să iubim și vrem să ucidem. Încercăm să-l ucidem pe cel care vine împotriva noastră și nu mai putem să-l acceptăm deloc. Îl urâm. Deci ura ce este? Dorință de a ucide. Mânia ce? Supărarea ce? Furia ce? Dorință de a-L ucide pe Dumnezeu, pe soarele de iubire din fața noastră. Deci nu mai contează viața. Nu mai înseamnă nimic. Adică regula este pusă în așa hal, așa de sus, încât viața nu mai contează. Nici viața lui, nici viața celuilalt. Și întrebarea e cine ne-a învrăjbit? Cine ne-a făcut să ne vedem diferiți? Iarăși, mica întrebare. Eu cred că problema asta cu Salvatorul vom discuta în toate modurile posibile. De acolo pornește totul. Cred că este foarte greu, dacă nu este imposibil, să ne vedem diferiți, pentru că este felul de a fi. Noi învățăm concurență. Se spune peste tot, concurența este creativă și concurența este cea care aduce dinamică, ceea ce e adevărat, dar noi o folosim la extrem. Totul este, noi trăim după concurență. Noi funcționăm pe adrenalină, atât. Și pe instinctul de supraviețuire. Da. Mai departe. Păi, să mai citești și restul? Nu, departe. Rezultatele acestor acțiuni au fost cutremurătoare, iar pentru necreștini, terifiante. Oamenii de la țară dădeau năvală spre a vedea cum templele faimoase în întreaga lume erau nimicite. Intelectualii priveau cu disperare cum presupusele cărți necreștine, adeseori simple texte privind artele liberale, erau asvârlite în flăcări.
Iubitorii de artă se uitau cu oroare cum cele mai mărețe sculpturi ale lumii antice erau sfărâmate de oameni, prea neghiopi pentru a le prețui și cu siguranță prea neghiopi pentru a le putea reface. Dar creștinii nu au reușit să distrugă mereu în mod eficient. Destule statui din multe temple au fost salvate grație faptului că erau prea înalte pentru ei și pentru scările și ciocanele lor primitive. Da. Inițial, cartea de față a fost concepută ca un jurnal de călătorie. Ar fi interesant, mă gândeam să-l urmez pe Damascius, un sfânt Pavel păgân, în călătoria sa de-a lungul și de-a latul Mediteranei, prin Siria, Damasc, Bagdad, Egipt, sudul Turciei și prin toate locurile pe unde a colindat, locul greu accesibil pe atunci. Cu toate acestea, cu anii, pe măsură ce scria, mi-am dat seama că dezideratul era imposibil. De atunci până în clipa în care scriu, războiul a lăsat părți din Siria sub controlul noului califat islamic. În 2014, în unele ținuturi din Siria, muzica a fost interzisă, iar cărțile au fost arse. Ministerul de Externe britanic a emis o avertizare de călătorie în nordul peninsulei Sinai. În 2015, militanții statului islamic au început să dărâme cu buldozile străvechiul oraș asirian al lui Nimrod, din sudul Irakului, pentru că ar fi fost idolatru. Imaginile care au făcut cu înconjurul lumii îi arătau pe militanți islamiști răsturnând de pe socul statui vechi de 3 milenii pe care le sfărâmau apoi cu Ne ciocanul. oprim o clipă, este exact ce se întâmplă cu Vechiul Testament. Poruncile se referă la noi, nu la ceilalți. Deci idolatria numai noi putem să o facem, celălalt nu mă interesează. Are regulile lui. Deci ei intrau și ziceau că ceilalți simt nevoia să-i corecteze pe ceilalți. Păi asta, cine simte nevoia să te schimbe sau să te corecteze? Numai diavolul luptă și se apără. Deci este diabolizare. Trebuia să specifice că cele 10 porunci se referă numai la tine și lucrurile astea nu se mai întâmplau. Nimic nu se mai întâmpla. O singură propoziție. Salva omenirea de distrugere și toată cultura antică. Mai este un lucru. Noi nu știm ce înseamnă Dumnezeu. Dumnezeu este și bine și rău la un loc. În momentul în care noi vorbim și susținem un bine, noi respingem pe Dumnezeu care vine sub formă negativă. Deci noi nu-L alegem pe Dumnezeu. Ca să alegi pe Dumnezeu, trebuie să accepti toate părerile și să nu pui emoții, să nu ai acolo o stare din asta incitată. Pentru că asta înseamnă, deci furie, mânie, ură, supărare. Când ai aceste stări, omul deja a intrat în iad. Ăla este iadul. Iadul așa arată. E o stare de pericol acolo. Când omul exprimă o stare de pericol, că atacă, devine, creează o stare de pericol, e deja este în iad. Trebuie să știi asta. Da. Nu are nevoie nimeni să contreze pe nimeni. E în fața Dumnezeu care vine întotdeauna invers decât absolutizăm noi. Vine și ne distruge absolutele. Și este bine ce se întâmplă, ne salvează sufletul. Deci numai omul care te contrează și vine sub formă negativă este cel care te iubește. Deci Dumnezeu numai așa te ajută, pentru că trebuie să-ți distrugă polarizarea ca să te ducă în neutralitate. Acolo unde balanța, talerele balanței sunt egale, în starea de zero. Când nu mai vezi nimic mai bun decât altceva, ai intrat în divin. Simplu. Noi trebuie să înțelegem că cele 10 porunci sunt pentru noi, nu pentru celălalt. Și tot ce zicem și vorbim în școala iubirii este pentru noi înșine. Deci eu și cu tine când vorbim, noi vorbim pentru noi. Deci ce spune pentru mine nu e pentru cel care ne ascultă. Cel care ascultă, el privește prin filtrul lui și selectează ce este pentru el. Noi avem fiecare avem universul nostru unde ne întâlnim pe anumite porțiuni, dar totul este despre fiecare în particular. Eu nu pot să intervin la tine, Marius, tu nu poți la mine și nu putem la alții. Putem numai să ne singuri să acceptăm sau să respingem informații.
Da, și ia ceea ce trebuie să ia numai ceea ce ei stimulează iubirea. Ceea ce crește iubirea. Deci nu poți să iei decât ceea ce îți stimulează iubirea. Ceea ce este diferit nu se poate, nici nu te poți lupta. Deci trebuie întotdeauna să te uiți la ceea ce este comun. Ceea ce este comun și ceea ce reprezintă dragoste și iubire. Am povestit că am stat odată la o discuție între domnul profesor Simionescu și un prieten din Iordania. Prietenul din Iordania avea caiete întregi, studia Biblia creștină și comparativ. Și au început să se certe, dădeau cu pumnul în masă, ridicau vocea, ceea ce dovedea că nu era o iubire. Deci n-au căutat iubirea, n-au căutat ceea ce, numitorul comun dintre ei. Deci întotdeauna numitorul comun este dragostea și iubirea. Da, au căutat să se poziționeze unul mai presus decât Da, celălalt. și din ce s-a ridicat vocea, deci niciunul nu avea dreptate. Da, înseamnă că și celălalt ce era musulman Da, Iordania. e aceeași structură. Această structură care a fost creat și creștinismul și Coranul au Tot fost creat de aceeași persoană. de evrei. Da. Din ramura lui Sau. sau E domiții. de domiți. E domn. Ne-au aranjat pe toți. Toată omenirea acum. Dar interesant este că sunt miliarde de oameni și nimeni nu găsește o posibilitate de șir, nu se gândește la asta. Asta nu înțeleg eu. Sau sunt, dar nu avem noi acces la această informație. Uite că sunt mii de cărți. Uite, vezi și eu. Deci o carte asta e de o bogăție extraordinară de informație. E tradus în limba română. Da, editura Humanitas. Se numește Epoca Întunecării. Autoarea, cum o cheamă, nu mai știu. Știi cum o cheamă? Păi, pe prima pagină o găsești. Epoca Întunecării, carte de istorie a anului 2018, in the Daily Telegraph, The Observer, BBC History Magazine și The New York Times, Epoca Întunecării, cum a distrus creștinismul lumea clasică, Catherine Nixey. Da. Catherine Nixey. Asta este autoarea. Da? Și nu e orice scriitor, nu? Probabil este o istorie. Este cineva care a trăit ca și creștin, dar știe foarte bine creștinismul, deci cunoaște foarte bine Biblia și cărțile sfinte. Îmi pare rău că au distrus așa de mult. 99% din istoria antică e distrusă, nu? Cu ciocanul, atâta statui, temple și frumuseți, da? Cultură, biblioteci. Și acum le fac același lucru. Dar uite la expozițiile din America de la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, acele expoziții impresionante de tehnologie, după ce au fost făcute, au fost arse. Vezi clădirile alea impresionante, tot clădiri greco-romane. Da, și Tot ale. multe din clădiri, minunate, toate clădirile mari le-au distrus. Dar, de fapt, toate clădirile care nu ne plac așa de pe la 1100 sunt toate greco-romane. Cine a mai rămas? Da. Este distrus. Da. Bun, rămânem aici la călătorie, nu? Hai să termin aici două fraze. Deci, falsii idoli trebuiau nimiciți. În Palmira, enorma statuie a Atenei, care fusese reconstruită cu mare atenție de arheologi, a fost iar atacată. Încă o dată Atena a fost decapitată, încă o dată brațul i-a fost mors. Deci, n-am evoluat. Nu evoluăm deloc. Nici noi evoluăm că n-ai cum. Suntem Nu divizați. Divide-te, impera. Divizează-i și îi vei conduce. Împarte și îi vei conduce. Da. Din cauza divizării acestea, noi suntem bolnavi, suntem
răi, suntem agresivi, vrem să-l ucidem pe aproape și ne vedem separați în cauza aceasta, ne supunem stăpânitorului de sclavi. Totul vine de la divizare, dar metoda e genială. Dar nu e numai ea vine dinainte, din Antichitate, din Babilon și mai departe, Imperiul Persan, Egiptul Antic, de pe acolo e. Da, au fost perfecționată, s-a adaptat Perfecționate, da. noile vremuri. Și acum creează noua religie care o să fie adaptată la noile vremuri. Tot cu un salvator. Tot cu un salvator, nu? Interesant. Dar în noua religie, salvatorul îți va da voie să faci ce vrei. Asta e diferența. Îți va Dar poți da să faci voie să... și iubire atunci. Poftim? O să fii și iubire, că tot despre iubire vorbesc pe toate Da. gardurile. Da, îți va da să voie să faci ce vrei. Și cel care nu îți dă voie să faci ce vrei, ăla este vinovat. Și o ia de la capăt. Nu? Că e tot poziționare. Ce nebunie. O să ne perfecționăm, să înțelegem lucrurile la mănunte, îți dai seama că suntem ca aia de la măsuță. Până la urmă vom vedea, vom înțelege și noi. Nu? Important este să mergem, să rămânem în mișcare. Asta este secretul. Măsuței. Secretul evoluției și a schimbării și a creșterii de sine, sau cum vrem noi să numim, este să rămâi, să nu stai pe loc, să fii tot timpul în mișcare. Și asta facem noi. Da. Să avansăm. Când am zis gata, am descoperit. Apare altceva. Ceva și Mai lumea. bun. Da. Și nu ne oprim niciodată. De seama ce amănunte, că o să facem și cu cărțile de manipulare. Să vedem corespondență cu scripturii. Marius, nu mai spune că iar nu ajungem, iar ne vin alte cărți în Bine, cine știe când o să le facem și noi și pe alea? Da. Dacă nu vrei să numai așa să le spicuim, să mergem la râu după râu, ne ia ceva timp. Da. Da, vedem. Bun, mulțumesc frumos. Seară frumoasă, mai bine.